tasse più di meno di noi. Amen. Prasi să rog, mă bucur că în dimineața aceasta sunt împreună cu dumneavoastră. N-am mai fost de mult duminică dimineața la adunare la val. Am mai fost în timpul săptămânii, duminică dimineața chiar nu am mai fost de mult. Și mă bucur cu această ocazie, cu această sărbătoare în familia fiicei și a tinerului meu și a bisericii, bineînțeles, sunt și eu cu dumneavoastră. Și fratele Iosif mi-a dat ocazia și slujba de a sluji biserica cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și doresc din toată inima Dumnezeu să mă ajute să fac lucrul acesta cu curăție de inimă. Amin. Și dumneavoastră să primiți dacă este un cuvânt din partea Domnului. Amin. Și aveți o posibilitate foarte biblică să fie neapărat din partea Domnului cuvântul acesta. Știți care este posibilitatea pe care o aveți și datoria? Să vă rugați Domnului Dumnezeu să deschidă ușa de cuvânt. Amin. Dacă, așa cum fratele Iosif spunea la început, este nevoie pentru inimile noastre ca să vedem ceva de aici. Este o binecuvântare de copilaș. Mi-aduc aminte că am mai predicat ceva din subiectul acesta cu mulți ani în urmă, din ceea ce s-a citit astăzi. Dar fratele Ozan spunea, dacă ai ținut o predică, după un an de zile deja poți să o ții iarăși că frații au mai uitat-o. De când am ținut o predică asta, au trecut mulți ani, poate vreo 15, mai mult chiar. Indiferent dacă cineva își mai adus aminte, aș vrea ca Dumnezeu să mă ferească să rostesc un cuvânt pentru noi toți. S-a citit din Psalmul 127, sau mai bine zis, Psalmul 127 în întregime. Înainte de a vă spune câteva cuvinte din acel psalm, vreau să vă spun că m-am mai pocăit de un lucru, de când nu m-ați mai văzut. Totdeauna mă pocăiam când cineva îl vedeam aici la amont cu un pahar de apă. Ziceam, Doamne, nu poate rezista omul ăsta o oră să nu bei un pic de apă, cât predică. Am văzut și prin America, am văzut și prin România, se practică să pun un pahar de apă la îndemâna predicatorului. Am și eu un timp de apă. Dar nu mai critic pe cei care mai folosesc în timpul predicii un pahar de apă sau o gură de apă, că și eu din cauza slăbiciunilor din trup, a medicamentelor pe care le iau, mi se usucă gura și câteodată trebuie să iau câte o gură de apă. Eram în Detroit, nu de mult tare, și m-am rugat de tatăl repertor de acolo să mi-aduc un pahar de apă. Și am folosit de două ori, trebuie un pic, când am coborât de la Ambor, când s-a gătat slujba, m-au luat în primire niște faze în care, frate, bara, dumneata cu apă la Ambor, oricine aș fi imaginat așa ceva, nu. Încet, încet ne pocăim de toate lucrurile și Domnul să ne ajute. Amin? Amin. În textul acesta despre care, din care s-a citit, de care este vorba înaintea noastră, începe Psalmul 127 cu: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. O să revin la aceste două versete atunci când vom vorbi puțin despre familie. Pentru că există între noi foarte mulți oameni care își imaginează că abilitatea lor, își imaginează că, știu eu, știința lor, pregătirea lor, chiar intelectuală, ca să zic așa, îi pot face să aibă o casă binecuvântată, știu eu, din toate punctele de vedere, nu numai material, ci și spiritual, psihic, fizic, știu eu, și nu țin cont de acest cuvânt pe care Domnul spune aici în Biblie. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi: despărțiți de mine nu puteți să faceți nimic, nici spiritual, dar nici fizic. Niciodată, niciun om de pe fața Pământului, fără Dumnezeu, nu poate să facă nimic. Pentru că este un cuvânt în Biblie care zice că noi toți, în El, în Dumnezeu, avem viața, mișcarea și ființa. Toți oamenii, nu numai cei credincioși. Și o să revin, vreau numai să
mai întâi ajunge acolo, vreau să spun ceva din versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelor este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Cuvântul acesta, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Acum este foarte interpretat în multe feluri, dar vreau să fac o afirmație categorică și biblică. Fiii sunt o moștenire de la Domnul pentru că viața o dă numai Dumnezeu. Amin. Noi vorbim despre un Dumnezeu care este veșnic. Adică fără început și fără sfârșit, din totdeauna și pentru totdeauna. Dumnezeul acesta are câteva atribute pe care numai El are. Și una dintre atributele Lui divine, pe lângă faptul că este omniprezent, umple cerurile și pământul. Prorocul Ieremia zice, poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-L văd eu, zice Domnul, eu care umplu cerurile și pământul? Dumnezeul acesta care este omnipotent, care este omniprezent, care este atotștiutor, preștient, adică știe dinainte toate lucrurile, despre Dumnezeul acesta, Sfânta Carte, Cuvântul lui Dumnezeu spune că este și izvorul vieții. Numai Dumnezeu de viața. Citesc un cuvânt din Cartea Domnului, din Deuteronom, din capitolul 32, versetul 39 spune: să știți, dar, că Eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu în afară de Mine. Eu dau viața și Eu omor. Eu rănesc și Eu tămăduiesc. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. Dumnezeul acesta de care vorbim este izvorul vieții. Este Dumnezeul care dă viața. Sunt multe versete în această carte sfântă care ne spun aceste lucruri. De exemplu, în cartea lui Iov, capitolul 31, versetul 15 și 16, sau 15 doar. Cel ce M-a făcut pe Mine în pântecele mamei Mele, zice un om al lui Dumnezeu, nu L-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Până unde merge lucrarea lui Dumnezeu? Elihu spune, Duhul lui Dumnezeu M-a făcut și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață. Și dacă căutați în cartea aceasta sfântă, nu numai în Vechiul Testament, ci și în Noul Testament, găsiți multe versete care dovedesc lucrul acesta că Dumnezeu dă viață. Adică nu este numai așa o lege biologică pe care a așezat-o Dumnezeu în rasa aceasta umană, ci este efectiv lucrarea nemijlocită a lui Dumnezeu. El dă viață și El omoară. Cuvântul care îl spune înțeleptul Solomon, în Eclesiastru, despre finalul oamenilor pe pământul acesta, zice să se întoarcă țărâna în țărână de unde a fost luată și să se întoarcă Duhul la cine? La Dumnezeu care L-a dat. El L-a dat. Acum, Iov mai spune în capitolul 34 un cuvânt. Dacă Dumnezeul acesta de care noi vorbim s-ar gândi, nu s-ar gândi decât la El. Dacă și-ar lua înapoi Duhul și suflarea, tot ce este carne ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Un cuvânt care ne vorbește despre Dumnezeu, că El face lucrurile în mod conștient. Auzi, frați, zicând, într-adevăr, Dumnezeu dă viața, dar o dă într-un fel involuntar. A pus o lege biologică și nu se mai gândește. Oamenii sunt responsabili de ceea ce fac cu darul acesta care este viața. Biblia spune aici că dacă nu s-ar gândi decât la El, deci El, Dumnezeu, se gândește la oamenii pe care i-a făcut, la ființele pe care i-a făcut și le dă viața în mod conștient, în mod inteligent, în mod hotărât. Sigur că există și alte versete, chiar și în Noul Testament, spunea fratele Iosif, îmi spunea că frații au așa un fel de rezerve atunci când se predică din Vechiul Testament și își pune întrebarea, băi, dar
vechiul. Noi trăim după noul. Uitați în Faptele Apostolului, în capitolul 17, este Dumnezeu acesta spune: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Le dă și viața și suflarea și toate lucrurile. El, Dumnezeu, o face într-un mod inteligent. O face într-un mod gândind ce face. Și acum, bineînțeles că sunt unii frați care spun: frate, eu am găsit scris în Biblie că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Eu cred că și în privința aceasta, Dumnezeu își delegă competențele și ne lasă și nouă alegere. Ca de multe alte ori, din Cartea Sfântă, sunt cuvinte care se interpretează, se extrapolează, se traduc altfel de cum sunt scrise. Cuvântul acesta pe care îl rostește Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 3, cu versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, se referă la predicarea Evangheliei. Vă spun cu toată responsabilitatea. Dumnezeu nu și-a predicat niciodată atribuțiile în ceea ce privește viața. El spune foarte clar și în mai multe locuri: eu dau viața și eu mor. Oamenii n-au niciun amestec în credința aceasta, decât ce pot să facă oamenii, pot să facă ceea ce au făcut farisei și cărturarii pe vremea Domnului Iisus Hristos. Știți ce pot să facă? Zice acolo Biblia că au zădărnicit planul lui Dumnezeu de mântuire pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Adică omul se poate răzvrăti, are liberul arbitru, poate să refuze darul lui Dumnezeu, dar în mod corect, un creștin, un om al lui Dumnezeu, trebuie să accepte acest adevăr. Viața vine de la Dumnezeu și hotărârea Lui. Amin. Și bineînțeles că nu o să pot să citesc acum toate versetele care vorbesc despre aceasta. Dar vă dau un sfat celor care aveți îndoieli. Căutați în Cartea Domnului, cu motorul ăsta de căutare Google acum, cu Biblia pe internet, și căutați toate cuvintele care vorbesc despre viață. Și o să descoperiți adevărul acesta imuabil. Că există în universul acesta, egal cu tot ceea ce există vreodată și o există vreodată, un Dumnezeu care este dădătorul vieții. Și viața pe care o dă, El o dă în mod conștient. Și va zice cineva: frate, Bala, totuși nu înțeleg, dacă Dumnezeu dă viața, cum i-o dă și la oameni necăjiți? Și la oameni care suferă? Și la handicapați? Te duci la un doctor acum și spune: nu vă copilul ăsta care ești însărcinată, o să nască un monstru. Și sigur că sunt părinți care cred și trec peste cuvântul lui Dumnezeu. Am argumente în Scriptură. Chiar și atunci când se naște un om din care afară de păcătos. Și pe ăla Dumnezeu l-a lăsat cu un scop. Zice că El a făcut și pe cel rău pentru ce? Știe cineva? Pentru ziua nenorocirii. Chiar și pe ăla rău l-a făcut Dumnezeu. Un om care nu-i rău, dar s-a născut cu un handicap. Și cineva va zice: ei, dacă Dumnezeu dă viața, nu știa că copilul ăsta care s-a născut va fi orb din naștere și va avea probleme și va avea, știu eu, în viața lui. Avem un cuvânt în Scriptură, îl spune Domnul Hristos, când vin ucenicii la El și îl întreabă: învățătorul, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut? Cum? Orb. Așa, orb. Cine a păcătuit? Domnul Hristos nu spune că a păcătuit El sau părinții lui. A zis nici El, nici părinții lui. Că putea să păcătuiască înainte de naștere, e discutabilă problema. Există o idee că ființele sunt toate dinainte, acolo la Dumnezeu, și au un stadiu de făcut pe pământ. Da, nu discutăm despre asta. Dar Domnul Hristos zice, n-a păcătuit nici El, nici părinții lui, ci s-a născut așa, din hotărârea cui? Pentru că Dumnezeu a vrut să-și arate în omul acesta născut orb slabă. Ca voi să credeți. Auzi, dinainte de a veni părinții acestui copil pe pământ, de a veni acel copil pe pământ, de a veni, știu eu, toată generația de evreilor pe pământ, Dumnezeu a hotărât o zi în care orbul acesta trebuia să întâlnească cu Domnul Hristos. Dumnezeu dă viața și-o dă în mod conștient. Și copiii aceștia care se nasc, și bineînțeles că încerc să scurtez cât pot, îți o răsplată pe care o dă Domnul,
Și bineînțeles că câteodată îți și-o pedeapsă pe care o dă Domnul. Și avem și aceste versete în Biblie. Dar pentru că e o zi de binecuvântare, de sărbătoare, nu o să vorbesc despre copiii care sunt o pedeapsă pe care tot Domnul îi dă. Dar vreau să vă spun că aici mai este un cuvânt care zice ca săgețile în mâna unui războinic. Și acum, bineînțeles că vine în neomar, nu se gândește, auleo, iată-mă și războinic, cu săgeți, cu arme. Săgeata este un proiectil special, folosit de la apariția civilizației pe planeta aceasta și întotdeauna a fost folosită în războaie. Și nu numai. Și pentru a transmite semnale, și pentru, știu eu, și pentru divertisment chiar. Dar vreau să vă spun că e adevărat că Dumnezeu i-a dat la ginele meu, Emanuel, 6 băieți și la ginele meu, Ion, i-a dat chiar tot 6, dar am înțeles că vine și al 7-lea. La fiica mea, Tabita, o să-i spună vrâncioaia după ce vine al 7-lea pe ceva. Și s-ar putea să se împlinească și fizic, literar, acest cuvânt, că aceștia, ginele meu cu soția lui Cristina, celălalt, Ion cu Tabita, să nu le fie rușine când vorbesc cu vrăjmașii lor la poartă. Asta când vor fi toți mari, înalți, așa, de 1,80 m și bine situați în societate. Acum s-ar putea să ne fie un pic rușine, mai ales când îți va jocoriți. Dar vreau să vă spun că săgețile în mâna unui războinic nu sunt neapărat în mâna lui Manu sau al lui Ion sau alți părinți. Pentru că eu știu că cine le-a un întreprinzător, știu că e foarte meticulos, că îi place să buchisească un lucru până iasă, dar chiar războinic, poate știu eu, când mai e cu mașinile, mai bâzie câte un pic, mai are curajul să spună câte ceva. Nu! Noi nu suntem chemați aici să ne războim cu nimeni. Înțeleg eu din textul acesta săgețile în mâna unui războinic. Care e războinicul ăla care se poate folosi de săgețile pe care tu le ai în torbă, indiferent cine ești aici? Care e războinicul ăla? Vă citesc un cuvânt din cartea Domnului, care cu adevărat merită titlul de războinic și încă războinic din azi. În Psalmul 45. Spune psalmistul, tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da slava ta. Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și nevinovăția. Și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Și versetul 5 spune, săgețile tale sunt ascuțite. Cine este războinicul acesta în mâna căruia pot să fie săgețele pe care le-a dat Dumnezeu în familiile noastre? Cine este acesta de care vorbește Filipul Core? Cine este acel cel mai frumos dintre oameni și care avea harul turnat pe buzele lui? Vreau să vă spun că este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. În tot Vechiul Testament, Domnul Hristos este întâlnit de foarte multe ori sub denumirea de Îngerul Domnului și mai există câțiva psalmi profetici despre El, care îl definesc, care îl descriu. Când spune aici fiul lui Core, cuvinte pline de palme când rogodesc în inimă, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, ei profetic s-au referit la Domnul Hristos. El este cel mai frumos dintre oameni și harul este turnat pe buzele lui. Vă aduceți aminte de scrie în cartea Evanghelistului Luca despre Domnul Hristos când a intrat în sinagoga din Capernaum, se mirau de cuvintele pline de har care ieșau de pe buzele lui. De ce cuvinte pline de har? Pentru că spune că Domnul a uns să vestească robilor slobozenia, un an de îndurare și știți acel text de acolo. Am citit pe lângă textul acesta din Psalmul 127 un cuvânt și din 2 Împărați, capitolul 13, începând cu versetul 14, că aș vrea să fac o legătură, să spiritualizăm puțin ce se întâmplă cu săgețile astea pe care le avem în torbă. Pentru că unii consideră venirea acestor săgeți de multe ori ca niște, știu eu, greutăți suplimentare în viață. Și, bineînțeles, e greu de acceptat că poți să crești 7-8 copii
unui nou copii și nu le înțelegi rostul. De ce atâția? Nu știu ce o fi înțeles Susan Wesley că a avut 18 copii. Dar numai ultimii doi pe care i-au avut, Sam și John, au fost părinții metodismului. De unde pe o filieră baptistă, baptistă, pentecostală, ne tragem și noi evanghelicii de astăzi. Nu știu ce-o înțeles. Dacă chiar avea Dumnezeu ceva cu ei, cu familia lor, o familie săracă, putea primi doi copii să fie folosiți de Dumnezeu în lucrarea asta deosebită, de a reforma lumea, de a duce un nou suflu evangheliei. Nu știu ce-o înțeles părinții lui David. Ori au avut 7 copii care au trecut prin fața lui Samuel. Și-o zis, Domnul, nu este niciunul din ăștia. Dar care? Dar nu mai e niciunul, mai am unul de la oi. Ăla e mai neînsemnat. Cheamă-l pe ăla, că ăla are Dumnezeu ceva de făcut. Vreau, iubiți-mi, frați, vreau să vă spun și nu mi-aș unge timpul să vorbesc foarte pe larg. Trebuiau aici, poate 2-3 predici ca să învățăm ceva, un lucru esențial. Dumnezeu are cu oameni pe care îi trimite pământul acesta cu fiecare din ei câte o misiune. Nu-i că, Domnule, el n-are niciun rost în lumea aceasta. Citeam undeva despre un om, s-a născut cu probleme. Și nici nu erau mijloace pe vremea aia, probabil foarte multe. Părinții au instituit o pensie viageră, că știau că nu o să descurce în viață. Și cineva, pentru că erau niște bani acolo, care în fiecare lună se mirau, să îngrijească de el. Și omul acesta a crescut, a avut la un moment dat 50 de ani, era singur pe lume, nu s-a căsătorit. Își puneau întrebarea oamenii din vremea lui, ce rost are și amărâtul ăsta să trăiască. Nu face nimic, nu-i bun de nimic. Noroc că are ce mânca și are unde sta, că s-au îngrijit părinții lui când au fost în viață, să-i lase ceva și să lase la o societate specială să vadă de el. Până într-o zi când apele vigilioase ale unui râu au luat o tânără de pe mal și au purtat-o la vale și nu era nimeni ca să-i sară în ajutor. Și omul acesta, așa fără minte cum a fost, a sărit după ea, a scos-o din apă, tânăra a ajuns departe în viață și de folos umanității, dar vreau să vă spun, poate nu a pentru ziua aceea Dumnezeu a pregătit pe acel om. Nu știi ce are Dumnezeu cu copiii pe care i-a dat în familiile noastre. Ei copiii sunt niște săgeți, spune Biblia, și sunt mâna acelui războinic viteaz. Noi, sigur, vrem să-i ținem în mâna noastră și până la o vreme, o să vedeți din cuvântul Domnului că e normal să-i folosim noi, dar să-i îndreptăm spre o țintă. Uitați, citeam aici în cartea Doi Împărați despre omul acesta lui Dumnezeu, despre Elisei. La un moment dat s-a îmbolnăvit de o boală de care a și murit. Și Biblia spune că împăratul lui Israel, Ioas, s-a dus la el, o plâns pe fața lui. Pentru că omul acesta, Elisei, avea mare trecere la împăratul acesta, Ioas. Și știți de ce avea mare trecere? Pentru că atunci când era în război cu sirienii, și când sirienii tot puneau capcane și curse ca să-i prindă pe evrei, Elisei îi spunea, ferește să treci prin locul acela, că s-a scurs acolo sirienii. Și acum când merge omul lui Dumnezeu și nu mai este cine să-l atenționeze, să-l ajute cu un sfat, să-i spună din partea lui Dumnezeu cum să se păzească de dușmanii lor, de sirieni, se gândește ce o să mă fac eu acum, când nu mai este acest om al lui Dumnezeu și merge la el. Și nu o să vorbim despre partea aceasta istorică, vrem să o luăm o parte spirituală. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Acum Elisei a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui Elisei și a pus mâinile pe mâinile împăratului. Și a zis, deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis, trage și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. O săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la vechi până vei nimici. Săgețile sunt în mâna unui războinic. Sunt în familiile noastre săgeți. Și Dumnezeu are nevoie de aceste săgeți pentru lucrarea Lui. Sigur că nu alege Dumnezeu cum ne-ar place nouă. Dar când îi alege Dumnezeu aceste săgeți,
vedeți, ele sunt cu adevărat, așa cum scrie aici în cuvântul acesta din Doi Împărați, o săgeată de izbăvire din mâna Domnului. Mă aduc aminte un cuvânt pe care spune prorocul Ieremia. Dacă găsesc repede, vă citesc. Isaia, pardon, prorocul Isaia. Isaia, capitolul 49, versetul 2, spune, mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită, m-a ascuns în tolba lui cu săgeți. Auzi, Isaia spune, Domnul m-a făcut o săgeată ascuțită și m-a ascuns în tolba lui cu săgeți. Vă aduceți aminte de alte săgeți din Biblie pe care le-a pregătit Domnul? Nici primul născut, nici al doilea, nici al treilea, pe care l-a pregătit Domnul ca o săgeată de izbăvire din mâna Lui. Aș vrea să mergem în Vechiul Testament, în cartea Genezii, dacă vreți. Vă aduc aminte de frații lui Iosif și de Iosif. La un moment dat, istoria lui Iosif este binecunoscută. Și istoria fraților lor. Ajunge să fie vândut rob, ajunge în închisoare. Ajunge mai apoi să fie mare dregător, mare prim-ministru, mare vizir, cum vreți să o luați. Mâna dreaptă a lui Faraon, dar mai mult decât mâna dreaptă. Pentru că Faraon zice, eu sunt Faraon. Dar fără tine nimeni nu mișcă degetul sau piciorul în țara Egiptului. Adică chiar dacă dau eu o poruncă, trebuie și aprobarea ta să miște cineva piciorul. Și spune cuvântul aici, că atunci când se duc frații lui Iosif și când Iosif li se descopere fraților lui. Frații ăștia lui au rămas încremeniți. Nu se așteptau să-l mai reîntâlnească pe Iosif. I-au spus și minciuni. L-au omorât o fiară. Știau că ei au vândut. Dar Iosif le spune un cuvânt. Un om al lui Dumnezeu. Iată-ți în 2 ani. Versetul 8, citesc de la versetul 5. Acum nu vă întristați și nu fiți mâgniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Există și în psalm un cuvânt profetic despre lucrarea aceasta și mi se pare că în psalmul 81 în psalmul 81 în versetul 5 spune era rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. S-a gândit Iosif să meargă la război împotriva țării Egiptului? El nu s-a gândit. N-a știut de ce s-au purtat fraților așa cu el. De ce a îngăduit Dumnezeu ca preța curăției lui de inimă să ajungă în temniță, să ajungă între egipteni. Dar Dumnezeu l-a trimis ca o săgeată de izbăvire. Acolo în Egiptul l-a îndepărtat. Ca peste ani să salveze viața tatălui său, a familiei sale și a fraților săi și a tuturor celor care erau cu Iacob. O săgeată de izbăvire din mâna Domnului. Copilul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Dacă ești un bun creștin, împlinești un cuvânt pe care îl spune Domnul Hristos. El spune în Matei, în capitolul 18, versetul 5, versetul 4 a fost afișat mai bine aur. Dar versetul 5 spune așa, și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Oricine va primi un copilaș ca acesta. De ce zice Domnul Hristos aceasta? Pentru că el, războinicul ăsta, vichează. Fiul lui Dumnezeu. Are planuri pe pământul acesta cu toți oamenii. El a făcut pe toți, spuneam și pe cel rău, pentru ziua nenorocirii. Și vrea să se folosească de aceste săgeți pentru planurile lui. Și s-a folosit și multe exemple în Biblie. Nu o să vorbim acum despre toate aceste exemple. Ei, dar până ajunge săgeata aceasta în mâna lui Dumnezeu, ea trebuie să fie orientată. Ea trebuie să fie pregătită. Ea trebuie să fie oarecum formată ca să folosească Dumnezeu săgeata aceasta. Și ne întoarcem la cuvântul acesta din Doi Împărați. Frate Manu, ți-a dat Dumnezeu 6 săgeți, dar și fetele pot să fie săgeți.
și câteodată mai ascuțit de cauieți. Biblia spune aici că i-a spus omului Dumnezeu, în primul rând, deschide fereastra spre răsărit. Știți că avem o problemă cu fereastra astăzi. Am mai vorbit aici odată, dar foarte mulți ani de atunci. De vremea aceea nu erau iPhone-ele. Nu erau telefoanele astea inteligente. Și internetul era într-o fază incipientă. Era televizorul. Și spuneam atunci, și repet din nou, e foarte important în ce parte deschizi fereastra. E foarte important ca să geata ta să poată fi folosită de acest război invidiat. Tu trebuie, în primul rând, să deschizi fereastra înspre răsărit. În înțeles duhovnicesc, în înțeles spiritual, răsăritul înseamnă locul prezenței lui Dumnezeu. Înseamnă locul de unde vine slava lui Dumnezeu. Dacă vreau să spășesc un cuvânt, și sunt multe locuri în Biblie, din cartea prorocului Ezechiel, de exemplu, capitolul 43, spune: m-am dus la poartă, la poarta dinspre răsărit, și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Un înțeles a cuvântului răsărit este locul de unde vine slava Domnului. Sau în Psalm, în capitolul 47, tot din Ezechiel, m-a adus înapoi, spune versetul 1, la ușa casei, și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit. Și bineînțeles că apa aceea era apa aceea care îl simbolizează pe Duhul Sfânt, și știți dumneavoastră că Domnul Hristos spune un cuvânt despre cei care vor crede în El, cum din inima lor vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Unde zice Scriptura că din inima cuiva curge râuri de apă vie? Unde zice Scriptura? Aici, în Ezechiel. Apa aceea care ieșea de sub pragul casei lui Dumnezeu, de acolo, de la răsărit. Deci, preguviți mei frați, eu știu. Vremurile pe care noi le trăim astăzi îi fac pe mulți părinți să se gândească, să-și orienteze copiii, săgeata, spre o anumită țintă. Și pentru asta deschid ferestre. Că din casă nu poți să tragi cu fereastra închisă. Numai că vreau să vă spun că toate direcțiile în care ai putea trage cu copilul tău, să-l faci un avocat, să-l faci un procuror, să-l faci un inginer, să-l faci, știu eu, șef de stat, prim-ministru, dacă nu l-ai făcut mai întâi un bun creștin, a ieșuat în încercarea ta. Nu să-l folosească stăpânul ca cu o săgeată. Nu să-l pună în torba lui cu săgeți. Nu să fie o săgeată de izbăvire din partea Domnului. Cuvântul Domnului ne spune: deschide fereastra spre răsărit. Îmi pare rău că o spun. Am și eu 13 nepoți până acum. 12 băieți și o fată. Și știu ce ferestre deschise astăzi în multe case. Îmi doresc pentru toți părinții să aibă discernământ în privința aceasta. Sunt ferestre care nu spre slava casei lui Dumnezeu. Sunt ferestre deschise care nu sunt spre cer. Dumnezeu trebuie acolo în jurul noi să construiască o corabie. Eu spun să fac o fereastră. Spre ce era fereastra îndreptată? În sus, spre cer. Fereastra prin care poți să-ți îndrepti copiii tăi spre Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, spre gloria lui Dumnezeu. Copiii tăi să fie un motiv de slavă la adresa lui Dumnezeu. Să poți să spui: iată-mă, eu și copiii pe care cine mi-a dat? Mi-a dat Domnul. Suntem niște semne, sau niște săgeți, sau niște indicatoare spre cer. Nu vreau să vă simțiți vinovați de la cuvintele acestea pe care eu vi le spun. E un cuvânt de învățătură. Îmi doresc ca biserica pentecostală, botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, să înțeleagă acest adevăr. Dintre toate ferestrele posibile, care le poți deschide înaintea copiilor tăi, una singură, importantă, cu adevărat. Fereastra aceea, prin care poate vedea slava lui Dumnezeu. Mai spune și cuvântul Domnului și timpul meu trece foarte repede, că omul Dumnezeu i-a spus împăratului lui Israel: ia un arc! În cartea aceasta sfântă, arcul simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Nu oricum poți să îndrepți un copil spre țintă. Nu oricum poți să-l dirijezi spre răsărit, spre acolo unde-i slava lui Dumnezeu. Ca să faci lucrul acesta, ai nevoie de arc.
șarpului cuvântului Dumnezeu. Nu mai am timp să vă citesc toate versetele scrise în cartea aceasta, dar există în cartea prorocului Ieremia, în cartea prorocului Zaharia, în cartea prorocului Ezechiel. Căutați și vedeți ce înseamnă un arc. La un moment dat, Zaharia 10, capitolul 10, cu versetul 4, vorbim tot profetic despre Domnul Iisus. Din el va ieși piatra din capul unghiului. Din el va ieși țărușul. Din el va ieși arcul de război. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, piatra din capul unghiului, este și cuvântul lui Dumnezeu care este un arc de război. Pentru că Dumnezeu se folosește de cuvântul lui care un arc. Și el spune și poruncește. Și ce poruncește el? Ia ființă! Binecuvântat să fie numele Domnului! Amin. Frate Emanuel și toți părinții și sora Cristina, îi sună și ei, ia cuvântul lui Dumnezeu! Ia arcul! Că ai deschis fereastra unde trebuie, dar ia cuvântul! Și orientează-ți copilul cu cuvântul acesta spre Dumnezeu! Deja mă încercăm cu teoria evoluției lui Darwin. Și se învață în școli. Și mulți dintre părinți nu vor să-i zmintească, nu cumva să greșească răspunsurile la școală și nu-i mai corectează când vin acasă și îi explică ce teorie învăța la școală. Că omul a venit din protozoc, din amibă, trecând printr-un lung lanț evolutiv până a ajuns la Homo sapiens. Nu e adevărat! Noi suntem creația nemijlocită a lui Dumnezeu. El e dădătorul vieții și El ne-a creat pe toți nemijlocit în lumea aceasta. Inclusiv pe copiii noștri care sunt niște săgeți. Ca să fie în mâna lui Dumnezeu o săgeată ascuțită, o săgeată de izbăvire, o săgeată de care El să folosească. Trebuie să deschizi fereastra spre răsărit și trebuie să iei arcul. Biblia spune aici, încordează arcul cu mâna ta. Știți că avem problema aceasta. Nu vă ascund. Pentru că fratele Iosif a spus de multe ori, la multe binecuvântări de copii. Sunt unii care folosesc babysitterii, dar nu umani. Ăștia, televizorul, internetul, desenele. Și avem liniște. Avem liniște. Puneți copii acolo, conectat la fereastra aia deschisă, noi avem liniște și ne ocupăm de alte lucruri. Și săgeata zboară, dar unde trebuie? Pentru că n-ai încordat arcul cu mâna ta, ai lăsat piații să încordeze arcul. Prea iubiții mei părinți, încordați arcul cu mâna voastră. Nu e nimic mai important, nici averea, nici casele, nici tot ce aveți în lumea aceasta, decât copiii pe care i-a dat Dumnezeu și pe care El îi vrea înapoi, acolo la El. Să se întoarcă înapoi la El. Dar și cu ceva încărcătură, câștigată. Și spune cuvântul mai departe, apoi, după ce ai deschis fereastra unde trebuie, ai încordat arcul cu mâna ta, trage copilul spre ținta aceasta. Unii spun, și-am spus deja, ei, mai întâi vreau să-l pregătesc pentru o carieră. E important pentru o carieră. Mai întâi vreau să-l pregătesc pentru lumea aceasta să știe cum să descurce. Că lumea asta astăzi e plină de șmecheri. Vreau să vă spun ceva, dacă îl pregătești pentru Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va fi peste el, va fi mai înțelept decât oricine ar putea să încerce să-l înșele cu ceva din punct de vedere omenesc. Pentru că totdeauna Sfinții lui Dumnezeu au avut călăuzire din partea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne să înțelegem adevărul acesta. E din Biblie. E cuvântul lui Dumnezeu. Săgețile, ni le-a dat Dumnezeu. Ni l-a dat și nu ni l-a dat așa, să înțelegem de ce și cum. A lăsat în mâna Lui și în puterea Lui și în hotărârea Lui ce să facă cu fiecare din acești copilași pe care El i-a dat. Datoria părinților este să deschidă fereastra care trebuie. Să aveți grijă la ferestre. Să încordeze arcul, să folosească cuvântul lui Dumnezeu ca să orienteze acești copii spre locul acela pe care trebuie să îl ajungă copiii noștri și să tragă cu ei acolo, în direcția aceea. Și Dumnezeu să-i ajute pe toți părinții să facă lucrul acesta. Amin. Amin. Pentru că timpul înaintează, aș vrea să trecem la oficierea propriu-zisă a actului de
rostirea cuvântului de binecuvântare peste copilașul acesta, aș vrea să vă reamintesc că în urmă cu 35 de viacuri, Dumnezeul cel veșnic i-a vorbit lui Moise, i-a încredințat atunci un cuvânt pe care slujitorii lui Dumnezeu din mijlocul poporului trebuiau să-l rostească peste toți copiii lui Israel și m-am uitat cu atenție în Cartea Sfântă și n-am găsit să fi dat Dumnezeu atunci și vreun termen de garanție, să fi spus că acel cuvânt este doar pentru perioada călătoriei, doar până când va veni Domnul Iisus, se va naște în mijlocul poporului și lucrul acesta mă face să înțeleg că acest cuvânt are valoare veșnică, chiar dacă a fost rostit în urmă cu 35 de viacuri. Mai mult decât atât, m-am uitat la toate elementele cuprinse în cuvântul de binecuvântare și niciunul din lucrurile menționate acolo nu sunt din acelea care trec odată cu anii. Toate sunt lucruri de care oamenii au avut nevoie în orice vreme și în orice loc. De aceea noi obișnuim să citim cuvântul acesta și vă invit pentru acest moment să vă ridicați împreună cu mine picioare, pe cei doi părinți invit în față cu copilașul, mi-l vor încredința pentru câteva momente, voi citi peste el cuvântul acesta pe care Dumnezeu, cum am spus, l-a dăruit cândva lui Moise. În urma citirii acestui cuvânt, dumneavoastră știți, la locul potrivit, biserica mă va însoți cu amin, care însemnează așa să fie. În urma citirii acestui cuvânt, mă voi ruga pentru binecuvântarea acestui copilaș și după rugăciunea mea se va ruga unul dintre părinți. Probabil că voi avea nevoie de o mână de ajutor cu microfon. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Daniel Filip. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Daniel Filip. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Daniel Filip. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin.